Bun găsit! Sunt profesor Mădița Baias și începem acum o serie de materiale referitoare la proiectul de dezvoltare instituțională. Care este scopul proiectului de dezvoltare instituțională? Scopul acestuia este să contribuie la ameliorarea permanentă a calității învățării și predării printr-un proces de planificare continuă, de evaluare și revizuire. PDI nu se referă doar la curriculum, ci include toate aspectele care privesc activitatea școlii. Beneficiile utilizării unui PDI: va stimula eficacitatea școlii, va furniza un mecanism pentru stabilirea priorităților și alocarea resurselor, va asigura ameliorarea calității învățării și predării, va asigura ameliorarea calității experiențelor elevilor, va servi la ridicarea standardelor atinse de elevi. PDI-ul ar putea furniza un cadru pentru Consiliul de Administrație, pentru director și personalul școlii, pe baza căruia pot să elaboreze obiective și ținte, pot să monitorizeze și să evalueze progresul școlii, să identifice priorități pentru dezvoltarea profesională a personalului, să informeze comunitatea școlară în ce privește planurile școlii pentru viitorul apropiat, să ia decizii în cunoștință de cauză în chestiuni precum cheltuielile, repartizarea resurselor și folosirea timpului de muncă. Etape ale procesului de elaborare a PDI: configurarea etosului, culturii și scopurilor școlii. Aceasta s-ar traduce prin viziunea și misiunea școlii. Etapa a doua: evaluarea situației actuale și identificarea zonelor în care trebuie aduse ameliorări. Etapa a treia: stabilirea priorităților pentru acțiune și implementarea planului de dezvoltare. Etapa a patra: stabilirea condițiilor pentru monitorizarea și revizuirea planului pe baza rezultatelor anterioare. O structură a PDI: prezentarea școlii, strategii de pentru învățare, predare și evaluare, frecvență și disciplină în școală. Evaluarea ar putea cuprinde aspecte precum natura și calitatea modului în care au progresat elevii în general, natura și calitatea managementului, calitatea predării, condițiile asigurate pentru dezvoltarea profesională a personalului, ofertă pentru copii cu cerințe educative speciale, strategii pentru încurajarea frecventării școlii, a comportamentului corespunzător, asigurarea condițiilor de sănătate pentru elevi și personal, situația financiară a școlii și resursele pentru perioada acoperită de PDI, o listă a provocărilor și oportunităților care stau în fața școlii, o listă a țintelor principale pentru perioada acoperită de PDI, în ordinea priorităților, rezultatele planificate și acțiunile ce vor fi derulate pentru a obține aceste rezultate. Modalitățile utilizate de Consiliul de Administrație pentru a se consulta cu elevii, părinții, personalul școlii și cu alte organizații la pregătirea PDI. Condițiile în care Consiliul de Administrație, în cooperare cu directorul, monitorizează, revizuiește și evaluează modul în care progresează îndeplinirea PDI. Planul managerial anual va cuprinde obiectivele, resursele utilizate pentru atingerea obiectivelor, termenele limită pentru îndeplinirea obiectivelor, persoanele responsabile, proceduri de feedback și revizuire. Vă urez succes în construirea unui PDI eficient!